Bună dimineața, dragi colegi! Ședința de miercuri a Guvernului a fost transferată pentru astăzi, deoarece, după cum bine știți, am efectuat o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Vreau să spun că am avut un șir de întrevederi productive orientate spre identificarea unor noi oportunități în diverse domenii. Am avut întrevederi cu secretarul de stat american Antony Blinken, administratoarea USAID Samantha Power, asistenta specială a președintelui SUA Amanda Sloat, director principal al biroului pentru Europa în cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA, cu secretarul adjunct în Departamentul de Energie al SUA David Turk și cu adjunctul secretarului american al trezoreriei Wally Adeyemo. Am discutat despre colaborarea cu SUA în vederea rezilienței socio-economice a țării noastre, în special punând accentul pe problemele cu care se confruntă cetățenii noștri în această perioadă de criză, care se suprapun și vin una după alta. Am vrut să se înțeleagă foarte clar că chiar și în condițiile în care toată Europa se confruntă și cu inflație și cu probleme de creștere economică, felul în care aceste crize ne afectează pe noi este disproporționat. Și avem nevoie de asistență în accesarea resurselor energetice la preț pe care ni-l putem permite. Avem nevoie de asistență financiară, avem nevoie de programe care să impulsioneze dezvoltarea și am discutat despre îmbunătățirea modului în care sunt utilizate resursele pe care le avem aici în țară. Și cu conducerea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale am discutat despre necesitatea în aceste vremuri complicate să găsim soluții neordinare pentru a ajuta oamenii și țara să treacă de aceste crize și despre simplificarea procedurilor pentru accelerarea implementării unor proiecte strategice pentru țară. Și, ca de obicei, în timpul vizitelor pe care le întreprind în afara țării, m-am bucurat să mă întâlnesc cu diaspora moldovenească, cu conaționalii noștri stabiliți în Statele Unite ale Americii. De asemenea, știu că câțiva dintre voi ați fost la București și ați participat la cea de-a doua conferință ministerială a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, și vreau să-i mulțumesc domnului Marcel Spătar, care este într-o deplasare și nu este aici, pentru că a condus delegația ministerială și vreau să mulțumesc tuturor miniștrilor care au participat și colegilor care au muncit mult pentru pregătirea conferinței. Este un lucru mare să aducem la cunoștință tuturor despre problemele cu care ne confruntăm, dar și să pregătim niște calcule foarte bine argumentate despre asistența de care avem nevoie. Evident că preocuparea noastră primordială în aceste zile este prețul la gazele naturale și la energie. Este una dintre marile provocări cu care se confruntă nu doar țara noastră, dar și întreaga lume și peste tot sunt analizate soluții pentru a trece iarna cu bine. Guvernul a venit cu anumite soluții anul trecut, dar și am vorbit de mai multe ori despre programele pregătite pentru anul acesta. Deci am intervenit pe piața gazelor naturale și am procurat de pe piața spot atunci când a fost nevoie ca să avem o poziție mai bună de negocieri. Avem această oportunitate, însă prețurile sunt mult prea mari și trebuie să venim cu acest program de reducere a vulnerabilității energetice, dar și cu programe de eficientizare a utilizării resurselor energetice. Am luat deja anumite decizii prin Comisia Situației Excepționale, inclusiv în ceea ce ține de conectarea instituțiilor publice la sistemul centralizat, de exemplu, de încălzire, dar eu vă rog toată lumea, aceasta este prioritatea noastră cea mai mare. Să vedem care sunt planurile noastre de contingență, de ce asistență avem nevoie pentru ca să ne asigurăm că oamenii vor avea acces la resurse energetice și vor fi în căldură în această iarnă.
și să pregătim și lemne, cărbune, păcură, deci să, generatoare, să fim pregătiți. Vedem că toată Europa se pregătește și noi trebuie să fim cu atât mai mult pregătiți pentru ce va urma. Și, în primul rând, prioritatea imediată este să protejăm consumatorii, în special consumatorii vulnerabili. În al doilea rând, să eficientizăm utilizarea energiei de pe acum. Și, în al treilea rând, să diversificăm sursele de energie și cele de import. Și acum avem o ordine de zi destul de încărcată. Avem o serie de avize pe care ni le-a solicitat Parlamentul în ajunul încheierii sesiunii de primăvară-vară. De aceea vom avea încă o ședință de guvern, probabil luni. Voi ruga să discutăm imediat după această ședință de guvern care sunt amendamentele care trebuie avizate urgent și care sunt actele legislative care necesită avize suplimentare. Dar înainte ca să trec la ordinea de zi de astăzi, vreau să felicit echipele de elevi și profesori ale Republicii Moldova care participă la olimpiadele internaționale și care ne duc faima peste hotare. Elevii noștri au câștigat mai multe medalii de argint, bronz și mențiuni la biologie, fizică, chimie, matematică, la concursuri la care au participat elevi din peste 60 de țări. Și vreau să mulțumesc Ministerului Educației pentru efortul depus, dar cel mai important să mulțumesc părinților și profesorilor acestor elevi și elevilor care au muncit pentru aceste realizări. Felicitări, dragi elevi, ne mândrim cu voi și mulțumim că ne duceți faima Moldovei peste hotarele țării. Și acum să trecem la ordinea de zi. Doamna Vlah, vă rog. Bună ziua! Госпожа премьер-министр, я бы хотела предложить вывести из проекта, из повестки сегодняшнего заседания проекта 24 касательно предоставления заключения на инициативу законодательную Народного собрания Гагаузии. Мы буквально сейчас переговорили с господином Боли, он еще является председателем межпарламентской группы по сотрудничеству с Народным собранием, все-таки дать возможность еще группе поработать с этой инициативой, а уже после этого вернуться к тому, чтобы обсуждать заключение правительства на данный проект. Да, я кунуск, сунт аспекты, пекаре, лакаре лукрем шиной, în alte acte normative, deci este un aviz cumva cu o parte susținem, o parte nu susținem. Eu sunt gata să lăsăm pe o altă zi această discuție. Domnul Bolea, dumneavoastră, cum consideți? Mulțumesc, doamnă prim-ministru, bună ziua, stimați colegi. Eu sunt de acord cu cererea doamnei Vlah. Deci, pe platformă parlamentară există acest grup de colaborare. Noi mai avem un act legislativ înregistrat, proiect de lege la reforma procuraturii. Noi, împreună cu domnul ministru Litvinenko, am luat de comun acord decizia că formăm un grup pe baza Ministerului Justiției, că acea lege trece în lucru acelei grup de lucru de la Ministerul Justiției și această lege iarăși trebuie trecută printr-un alt grup de lucru, strict profesional, care va permite o analiză munțioasă pe poziții foarte clare acestor legi. De acord. Deci unicul motiv din care am inclus acum este pentru că aveam anumite termene în privința acordării avizilor din partea Guvernului, dar noi am discutat pe conținut. Într-adevăr, sunt anumite aspecte pe care le promovăm și noi. Dacă ideea este să lucrăm la aceste subiecte într-un mod mai comprehensiv, eu sunt gata. Domnul Litvinenko? Da, mulțumesc, stimată domnul prim-ministru, stimați colegi. În principiu, noi putem să amânăm. Noi am discutat anterior cu domnul Bolea în calitatea sa de parlamentar. Și, într-adevăr, ar fi o opțiune să avem un grup de lucru tehnic care să discutăm despre legislația cu privire la justiție. Da, sigur că discuțiile trebuie să reiasă din ceea ce spune Constituția Republicii Moldova, în primul și în primul rând, pentru că este legea supremă.
Bine, putem să discutăm și acest proiect pe această platformă, doar că totuși sistemul electoral din Republica Moldova este unul proporțional și proporțional va fi. Deci el nu poate fi proporțional și majoritar. Da, deci avizul nostru de la asta nu se va schimba, dar cel puțin da. Acele elemente pe care le promovăm și noi în alt context, să fie clar că le susținem. Haideți să amânăm și după asta vedem dacă merită să includem în ordine, într-o altă ordine de zi sau așteptăm deja celelalte inițiative ca să fie adoptate împreună. Domnul Borosan? Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri guvernului, propunem excluderea, amânarea pentru o altă ședință a guvernului, subiectul inclus în agenda cu numărul 3, prin modificarea documentului unic de program, și subiectul numărul 11 cu privire la organizarea autorității aeronautice civile. Îmi puteți spune un pic despre motivele? Propunem o analiză suplimentară. Da, referitor la punctul 3, vroiam și eu să propun amânarea, pentru că am discutat la o ședință precedentă că localitățile care au dat mai multe proiecte și care se califică pentru finanțare, trebuie să ne asigurăm că prioritizăm acele proiecte care sunt dorite de localitate, adică în ordinea priorității localității, dacă toate sunt îndeplinite toate condițiile. Și am primit și eu anumite semnale că trebuie să mai revedem o dată această listă. Doamna Vlah. Da, я бы хотела вернуться к вопросу номер 3, еще раз попросить министерство, чтобы было более транспарентно, и я на прошлом заседании предложила, чтобы был опубликован протокол всех проектов, которые прошли и которые не прошли, для того, чтобы примары понимали, какое количество баллов они набрали, это первое. И второе, чтобы министерство подготовило решение по вопросу в отношении тех проектов, по которым суммы предоставленные не совпадают с утвержденными. То есть есть проекты, которые комиссия утвердила, а она утвердила не ту сумму, которую предоставила примария. И разница в предоставленной сумме и утвержденной составляет от 1,5 миллионов до 5 миллионов. Что делать в этом случае примарии, которую выиграли, но не их сумма утверждена? Есть ли решение у министерства по этому дефициту? Вот да, требуется не осигурам, да. Ну, если у... Чтобы была ясность. У, да, ну, если у эрария техника, дико сфея клар, дече сумма есть дифферита, дико ты... valoarea proiectului. Da, de aceea haideți să mai verificăm încă o dată. Deci amânăm punctul 3 și punctul 11. Da, ok. Deci mai sunt propuneri pentru ordine de zi? Dacă nu sunt, atunci propun să aprobăm agenda cu aceste 3 puncte excluse din ordine de zi. Cine este pentru aprobarea agendei revizuite? Aprobat. Acum trecem la primul subiect cu privire la cadre. Domnul Popescu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 86 aliniatul 2 din Constituția Republicii Moldova și al articolului 10 aliniatul 6 din legea cu privire la serviciu diplomatic se prezintă pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind rechemarea domnului Emil Drug din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada. Și domnul Drug urmează a fi numit în altă funcție. Votăm pe rând, da? Vătăm cine pe rând. Este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Continuați, domnul Popescu. În baza aceluiași temei legal, se propune numirea domnului Sergiu Odanic în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada. Domnul Odanic este secretar general interimar la Ministerul de Externe actualmente și se propune numirea dumnealui în Canada. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Și vă rog... multă, multă atenție la diasporă. Avem o diasporă foarte activă în Canada și avem și oportunități noi de colaborare cu Guvernul Canadei. De aceea vă dorim mult succes. Continuați, vă rog. În baza aceluiași temei legal se propune numirea doamnei Liliana Guțan în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în regatul Suediei. Doamna Guțan este actualmente șefa secției ONU la Ministerul de Externe.
rog să susțineți. Un alt diplomat de carieră, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Mult succes. Suedia este unul din principalii parteneri care acordă asistență nerambursabilă Moldovei și promovează reforme foarte importante de bună guvernare, dezvoltare locală, așa că așteptăm cu nerăbdare consolidarea acestei relații. Succes! În baza aceluiași temei legal, propunem numirea domnului Iulian Grigoriță în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în statul Qatar. Domnul Grigoriță este actualmente șeful secției Europa Occidentală la Ministerul de Externe. Rog să susțineți și această candidatură. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Succes, domnul Grigoriță. Au fost și doamna Revenco în Qatar și eu avem mult potențial de colaborare care trebuie valorificat pe deplin, așa că avem așteptări mari. Mult succes! În baza temeiului legal deja invocat, propunem și numirea domnului Emil Druc în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Lituania. Actualmente domnul Druc, până acum câteva minute, dar domnul continuă să exercite funcția de ambasador în Canada, dar urmează a fi numit în Lituania. Rog să susțineți și această candidatură. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Îi dorim mult succes și domnului Druc. Și în baza aceluiași temei legal, propunem numirea domnului Alexandru Reutmann în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în statul Israel. Domnul Reutmann este actualmente însărcinat cu afaceri în misiunea noastră diplomatică din acest stat și urmează a fi propus pentru postul de ambasador. Rog să susțineți și această candidatură. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Dorim succes. Avem și acolo o agendă foarte încărcată. Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi, deci la celelalte subiecte de pe ordinea de zi. Punctul 2, domnul Litvinenko, vă rog. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră un proiect important care ține de asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie. Acest proiect derivă din planul de acțiuni a Guvernului. De asemenea, a fost elaborat în scopul armonizării legislației penale la prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, la prevederile Convenției Consiliului Europei cu privire la protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzurilor sexuale, Convenția de la Lanzarote, dar și la statutul Curții Penale Internaționale. Foarte pe scurt, despre cele mai importante prevederi ale acestui proiect. În primul rând, extinderea cercului de subiecte care cad sub incidența noțiunile de membru de familie prin introducerea categoriei de persoane în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire. 2. Redefinirea noțiunii de viol, includerea unor elemente esențiale la calificarea faptei de viol. 3. Redefinirea noțiunii de consimțământ al victimei exprimat în cazul infracțiunilor ce atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală prin definirea actului sexual neconsimțit și acțiunilor cu caracter sexual neconsimțite pentru excluderea oricăror interpretări extensive defavorabile victimelor și circumstanțelor care pot afecta consimțirea liberă a persoanei la efectuarea unui act sexual. 4. Revizuirea conceptului de acțiuni neconsimțite cu caracter sexual altele decât violul, prin redefinirea noțiunii de acțiuni cu caracter sexual. 5. Expunerea în redacție nouă a infracțiunii hărțuirii sexuală, agravarea răspunderii penale pentru aceasta săvârșită în privința unui minor, incriminarea actului sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani. 6. Modificarea articolului 201 prim din codul penal în vederea stabilirii pedepsei mai aspre pentru infracțiunea de violență în familie săvârșit cu bună știință față de un minor sau față de femeia gravidă. 8. Completarea codului penal cu articolul 220 prim, care va reglementa infracțiunea privind îndemnul, determinarea sau înlesnirea prestării serviciilor sexuale online. Propunerea respectivă vine în contextul jurisprudenței Curții Constituționale, de fapt pune în acord legislația cu jurisprudența Curții Constituționale și nouă, garantarea unui mecanism
procesual de asigurare a drepturilor procesuale ale victimelor infracțiunilor cu privire la libertatea și integritatea sexuală, prin reglementarea dreptului acestora de a da explicații în condiții prietenoase, în lipsa persoanei bănuite, prin videoconferință, de a fi audiată în condiții de respectare a demnității și intimității, de a fi asistată de ajutor psihologic post-traumatic și de conciliere, de a fi asigurată de asistență juridică și medicală. Acest proiect, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, este și o acțiune pe care trebuie să o întreprindem în contextul pașilor care urmează să realizăm pentru în contextul obținerii statutului de candidat la integrare în Uniunea Europeană. Rog să susțineți acest proiect foarte important. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Litvinenko. Într-adevăr, este un proiect important pe agenda noastră de integrare europeană. Un stat civilizat trebuie să se comporte într-un mod civilizat cu toți cetățenii și în special cu cei care sunt vulnerabili, care au trecut prin anumite traume. Cred că am început deja să facem anumite modificări în practică, dar este important să aducem toată legislația în concordanță cu standardele internaționale. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Borosan. Stimată doamnă. Scuze, asta l-am eliminat, punctul 3, da? Deci, punctul 4. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Planului Național de Acțiuni pentru atenuarea crizei energetice, aprobat prin hotărârea Guvernului 433/2021. Obiectivul principal al Planului Național de Acțiuni continuă a fi atenuarea impactului creșterii prețurilor la energie pentru populație, protecția în special a grupurilor vulnerabile și sporirea securității și eficienței energetice pentru a preveni situațiile similare în viitor. Modificările propuse urmează să contribuie la realizarea următoarelor obiective specifice: orientarea acțiunilor spre reducerea impactului creșterii prețurilor la energie asupra consumatorilor casnici, sprijinirea populației și în special a grupurilor vulnerabile pentru depășirea situației socioeconomică dificilă, asigurarea securității energetice a Republicii Moldova pe termen mediu și lung și prevenirea altor crize energetice pe viitor. De menționat că urmarea ultimelor evoluții de pe piețele regionale de energie cauzate atât de redresarea economiei post-pandemice, cât și războiul din Ucraina începând cu 24 februarie, afectează substanțial prețurile la produsele energetice pe piețele internaționale. Suportul statului pentru cetățeni afectați continuă a fi necesar. Prin urmare, având în vedere că aceste evoluții nu au fost anticipate la momentul elaborării prezentului plan în decembrie 2021, suportul statului pentru cetățenii afectați continuă a fi necesar. În elaborarea modificărilor la plan a fost revizuit în sensul introducerii unui noi perioade de susținere financiară țintită creșterii de prețuri la energie pentru consumatorii casnici și micii consumatori cu activitate economică, precum și au fost introduse noi măsuri suplimentare pentru asigurarea creșterii rezilienței consumatorilor și atenuarea efectelor unor potențiale crize energetice pe viitor, prin perfecționarea mecanismelor pieței de energie electrică și facilitarea creșterii eficienței energetice în sectorul rezidențial. Totodată menționăm că o nouă activitate, o nouă acțiune în plan prevede constituirea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice, care va asigura măsuri de sprijin ce vor viza în cel mai eficient mod doar consumatorii vulnerabili, și a Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, care va contribui la utilizarea eficientă a resurselor energetice în sectorul clădirilor, în scopul reducerii costului facturilor la energie în acest sector. Promovarea proiectului constituie și o condiționalitate pentru accesarea asistenței financiare externe ca rezultat al negocierilor purtate cu Comisia Europeană, conform cărora s-a convenit asupra oferirii unui sprijin financiar suplimentar nerambursabil din partea Uniunii Europene în valoare de 75 milioane euro pentru a diminua consecințele crizei vizate.
Proiectul a fost supus procedurii de avizare la toate instituțiile interesate, fiind luate în considerație obiecțiile și propunerile parvenite. Intimul celor expuse, solicităm respectuos susținerea dumneavoastră pentru aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc mult. Domnul Budeanski, noi am semnat deja acordul de finanțare pentru această asistență nerambursabilă. Da, deci aceste resurse în formă de grant sunt oferite de Uniunea Europeană și ele ne ajută să fim alături de oameni în această perioadă dificilă. Evident că utilizăm și resursele proprii, dar suplimentarea bugetului cu aceste venituri nerambursabile este foarte importantă. Domnul Borosan, noi întreprindem mai multe măsuri și prin Comisia Situații Excepționale și prin lucru la acest plan și avem un program anticriză. Trebuie să asigurăm că atunci când comunicăm despre acțiunile guvernului din această perioadă și când comunicăm cu gospodăriile casnice, trebuie să fie foarte clar ce am făcut, ce avem de gând să facem, de ce informații au nevoie gospodăriile casnice ca să se ajusteze pentru a se pregăti pentru perioada de iarnă. Așa că vă rog să atrageți o atenție deosebită la comunicarea despre toate acțiunile întreprinse de guvern în această privință. Cine este pentru susținerea acestui program? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Gaibu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii. Programul are drept scop sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor, utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică. Drept obiectiv, programul urmărește schimbarea modelului de producție de bază și adaptarea acestora la noile tehnologii, oferind întreprinderilor un avantaj competitiv pe piață, rezistență și investiții care pot aduce efecte economice imediate. Programul este structurat pe trei componente, componenta 1, informare și promovare, componenta 2, suportul financiar nerambursabil și componenta 3, monitorizare și evaluare și își propun să atingă următoarele obiective specifice. Susținerea mediului antreprenorial cu suport financiar necesar pentru procurarea soluțiilor tehnice inovatoare în scopul modernizării utilajelor și echipamentelor de producere, sporirea nivelului de competitivitate a întreprinderilor ca urmare a eficientizării costurilor și creșterea productivității în rezultatul utilizării tehnologiilor modernizate, acordarea suportului necesar întreprinderilor în vederea identificării soluțiilor ce permit utilizarea responsabilă a resurselor energetice. Suportul financiar pentru întreprinderi va fi acordat sub formă de finanțare nerambursabilă, sub formă de grant, și va constitui 50% din costul investiției eligibile și va constitui o valoare de până la 2 milioane de lei per beneficiar pentru acțiuni de retehnologizare, printre care ar însemna automatizarea procesului de producție, robotizarea producției, modernizarea liniilor tehnologice existente sau soluții IT pentru gestionarea liniilor de producție, reutilarea cu echipamente mai performante. Și a doua categorie de finanțări, de granturi, vor fi până la 1,5 milioane de lei pe beneficiar pentru utilaj, echipament și instalații de producere a energiei regenerabile, foarte importantă la etapa actuală. Printre care panouri solare cu sisteme de încălzire, panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric, mini-instalații eoliene pentru producerea curentului electric, utilaj și echipament tehnologic pentru producerea biogazului sau pentru utilaj și instalații pentru încălzire termală. Implementarea programului necesită un buget estimativ de 50 de milioane de lei anual și anul acesta a fost aprobată această sumă și această sumă consistentă este disponibilă la organizația deja pentru dezvoltarea antreprenoriatului, astfel încât chemăm prin această măsură antreprenorii să aplice și să beneficieze de aceste resurse. Conform legii bugetului de stat, pentru următorii 3 ani, de asemenea, programul presupune un buget total de 150 de milioane de lei, astfel încât în fiecare an să fie cel puțin 50 de milioane alocate pentru întreprinderi. Cu această ocazie, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Un program extrem de important.
De multe ori am auzit solicitări din partea agenților economici ca statul să subvenționeze retehnologizarea și eficiența energetică a întreprinderilor. Deci, încă o dată, statul va finanța 50% din investiția care este făcută pentru a îmbunătăți instalațiile sau tehnologiile cu care lucrează întreprinderile mici și mijlocii sau toate întreprinderile. Da, la microfon, vă rog. Este vorba, într-adevăr, de întreprinderile mici și mijlocii, dar trebuie să înțelegem că aici intră 96% din întreprinderile din Republica Moldova. Și până la 2 milioane de lei pentru retehnologizare, soluții IT, instalații sau echipamente mai moderne și până la 1,5 milioane pentru asigurarea eficienței energetice sau pentru resurse regenerabile, pentru producția proprie. Corect. Eu vă rog, domnul Gaibu, să comunicăm pe larg despre aceste oportunități tuturor întreprinderilor, în special celor din mediul rural, care poate mai greu au acces la această informație sau mai greu ajung la Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului. Eu știu că acum această organizație are și mecanisme mult mai ușoare de accesare a acestor resurse, și fondul de garantare a creditelor, și programele pentru startup-uri și alte programe care sunt implementate. Știu că deja nu mai este nevoie să vină antreprenorul în persoană și putem folosi semnătura electronică și așa mai departe, dar despre aceasta trebuie să cunoască toată lumea. Și trebuie să vedem câtă cerere este pentru astfel de programe. Care este eficiența? Să facem o evaluare, dacă va fi nevoie, în anii viitor, poate să creștem bugetul pentru astfel de programe. În mod cert, vom face o campanie de informare a acestui program. Va fi și un eveniment de lansare cu informarea antreprenorilor, în primul rând, despre acest program și modalitatea de aplicare, care sunt cerințele acestui program, dar în același timp vom merge și vom comunica și cu rețeaua de incubatoare, vom informa pe deplin că ei se poate asista agenții economici din teritoriu ca să poată pregăti un astfel de proiect corect și bine să fie minimizat efortul din partea lor. Și de asemenea vom estima care este cererea din partea agenților economici și dacă va fi necesar vom încerca să comunicăm și cu partenerii internaționali pentru a ne ajuta suplimentar cu resurse pentru acest program. Domnul Gaibu, am o preocupare, suntem la sfârșit de iulie și trebuie să ne grăbim să absorbim toate resursele în buget pentru anul acesta, de aceea vă rog Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului să se grăbească cu lansarea și cu comunicarea pe această temă ca să ne asigurăm că aceste companii care au nevoie de granturi pentru a face investițiile despre care vorbim, să le facă cât mai repede înainte de toamnă și înainte de sezonul rece. Mersi. Vă mulțumesc și în continuare, domnul Borusan. Trebuie să votăm. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Borusan. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului, dorim să prezentăm atenția noastră încă un proiect adresat pentru creșterea securității energetice a țării noastre, diversificarea surselor de energie, creșterea ponderii de energie regenerabilă produsă la noi în țară și acest proiect vizează modificarea anexei la hotărârea Guvernului 401 din 2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate și cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la 31 decembrie 2025. Necesitatea elaborării proiectului actului normativ a intervenit ca urmare a mai multor ședințe organizate cu potențiale investitori în domeniul valorificării surselor de energie regenerabilă, cât și informații prezentate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind depunerea cererilor pentru confirmarea statutului de producător eligibil, lansat de către Autoritatea de Reglementare în aprilie anul curent, din care rezultă că se atestă un interes sporit pentru instalațiile solare, în special pentru instalațiile fotovoltaice pe terenuri,
fiind depuse 144 de cereri cu o capacitate de circa 111 MW și 21 de cereri la instalații fotovoltaice pentru a fi instalate pe clădiri cu o capacitate de circa 11 MW și respectiv un interes mai redus pentru instalațiile eoliene și tehnologii non-intermitente. În acest context, cu suportul asistenței tehnice oferit de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, a fost efectuată o analiză, o modelare a sistemului electroenergetic, utilizând un soft specializat, Antares, prin care a fost analizat impactul noilor capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile asupra sistemului energetic. Rezultatele modelării au arătat că în situația actuală este posibilă majorarea cotelor de capacitate pentru instalațiile fotovoltaice montate pe terenuri până la 120 de MW. Astfel, pentru a atinge valoarea necesară pentru instalațiile fotovoltaice, se propune diminuarea și realocarea capacităților alocate inițial pentru a fi instalate pe clădiri și reducerea capacităților alocate pentru tehnologiile non-intermitente, cum ar fi cogenerare pe bază de biogaz, gaz de sinteză și biomasă. Urmarea promovării proiectului de modificare a anexei la hotărârea Guvernului 401 din 2021 vor fi atinse beneficii ce vor contribui la creșterea producerii proprii de energie în țara noastră, asigurarea dezvoltării durabile și ameliorarea schimbărilor climatice și atragerea investițiilor private într-o perioadă relativ scurtă de timp și crearea locurilor de muncă, având în vedere interesul demonstrat de investitori asupra tipurilor de tehnologii în domeniul surselor de energie regenerabilă, în special cele fotovoltaice. Proiectul a fost avizat și consultat public cu toate părțile interesate, inclusiv cu potențiali investitori și asociațiile profesionale din domeniu. În temeiul celor expuse, solicităm respectuos susținerea dumneavoastră pentru aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, într-adevăr, o altă hotărâre foarte importantă. A fost un interes sporit la Agenția Națională de Reglementare Energetică pentru capacitățile de producere a energiei regenerabile. Avem interes foarte mult mare pentru licitații și din partea investitorilor. De asemenea, trebuie să eliminăm birocrația pentru consumatorii casnici care vor să instaleze aceste capacități de energie regenerabile doar pentru consumul propriu, pentru că capacitățile mai mari solicită și un efort din partea sistemului pentru balansarea fluxului de energie electrică, dar cei care folosesc doar pentru consumul propriu trebuie să poată face asta ușor. Există o inițiativă legislativă în acest sens, deci este o politică comprehensivă de promovare a energiei regenerabile, luând în vedere toate aspectele și cele ce țin de calitatea acestei energii, dar și costurile pe care le au pentru gospodăriile casnice și pentru sistem. Din nou, vă rog foarte mult să comunicăm despre toate aceste decizii și acțiuni întreprinse de guvern și de Parlament pentru a diversifica sursele de energie. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, doamna Revencu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea conceptului sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și al regulamentului cu privire la evidența unică a contravenților, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții. Proiectul are drept scop asigurarea evidenței tuturor contravenților și a persoanelor care le-au săvârșit, constatate de toate autoritățile și atribuțiile cu atribuții specifice procesului contravențional. La fel, printre scopuri se regăsește și evidența și trasabilitatea măsurilor luate pe fiecare cauză în parte, precum și acțiunile ulterioare întreprinse. În acest sens, se instituie un sistem unitar și interoperabil, care va permite autorităților și organelor cu atribuții specifice procesului contravențional să dispună de posibilitatea procesării informațiilor în timp real,
Prin urmare, documentul vine să asigure funcționarea unui sistem informațional național care să acorde accesul tuturor autorităților și organelor cu statut de agent constatator al contravențiilor la sistem, să îmbunătățească corespunzător activitatea acestora, inclusiv să asigure o transparență a activităților realizate. De asemenea, sistemul informațional în cauză creează oportunități de generare a unor date statistice complete privind situația contravențională în Republica Moldova, ori dispunerea de un tablou mai amplu pe țară permite analize mult mai calitative, necesare pentru procesul decizional și orientarea de resurse privind măsurile de prevenire și combaterea contravenților, iar astfel contribuind și la sporirea nivelului de siguranță a cetățeanului. Odată funcțional, sistemul va oferi posibilitatea accesării de către cetățeni a serviciului de eliberare a cazierului contravențional pe toate tipurile de contravenții înregistrate pe teritoriul țării. Acest sistem va fi instituit pe baza platformelor deja existente de evidență a contravențiilor funcțional deținut de către Ministerul Afacerilor Interne. În urma celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc, doamna Revenco. În continuare, domnul Gaibu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu. Proiectul a fost elaborat în scopul transpunerii în legislația națională a Regulamentului Uniunii Europene 2016-424 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalațiile pe cablu și de abrogarea Directivei 2000, numărul 9 din 2000, precum și într-o executare a punctului 4.15.2 din Planul de Acțiune al Guvernului pentru anii 2021-2022. Proiectul reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu stabilește norme privind punerea la dispoziție pe piață și liberă circulație a subsistemelor și componentelor de securitate pentru instalațiile pe cablu, precum și norme privind proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a instalațiilor respective, cerințe esențiale de securitate, norme cu privire la expertiza securității și autorizarea instalațiilor pe cablu. Proiectul prevede stabilirea clară a obiectivelor de reglementare, inclusiv la care instalații se aplică acestea, stabilirea distincției dintre componentele și subsistemele de siguranță și între subsistemele de infrastructură, stabilirea procedurilor de evaluare a conformității, atât pentru componente cât și pentru subsisteme. Concomitent menționăm că la data intrării în vigoare a proiectului în cauză va fi abrogată hotărârea Guvernului numărul 744 din 2015 pentru aprobarea reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu care transportă persoane. Proiectul nu conține prevederi care ar avea impact economico-financiar asupra bugetului public național, astfel implementarea acestuia nu va implica cheltuieli bugetare și nu este necesară instituirea unor structuri noi sau angajarea de personal suplimentar. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, vă rog, domnul Cușcă. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului prin aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului de Asistență Telefonică Gratuită pentru Copii și a Standardelor Minime de Calitate. Serviciul a fost creat în anul 2014 și este atribuit un număr unic național, 116-111, care este gestionat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Activitatea serviciului de asistență telefonică gratuit pentru copii se bazează pe prevederile Convenției ONU privind drepturile copilului, contribuind la asigurarea faptului că toți copiii pot fi auziți și promovându-se cele patru principii de bază ale Convenției: non-discriminare, interesul superior al copilului, dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare și respectarea opiniei copilului. Conform rapoartelor anuale de activitate, începând cu anul 2014, serviciul a recepționat peste 44.000 de apeluri, atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și de peste hotare. Aceste date statistice reiterează încă o dată necesitatea reglementării acestui serviciu pentru a asigura durabilitatea funcționării. Proiectul hotărârii Guvernului prezintă un răspuns al statului la reducerea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului, care implică și crearea de servicii de prevenire, informare, consiliere, asistență și de realizare a angajamentelor asumate de către Republica Moldova la nivel internațional prin semnarea, ratificarea tratatelor internaționale. Cheltuielile pentru organizarea și funcționarea serviciului sunt aprobate anual în legea bugetului. Reșind din cele menționate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări?
Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, doamna Revencu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 1145 din 2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Scopul proiectului vizează reorganizarea instituțională, asigurând funcționalitatea acestui inspectorat. Drept concluzii, va permite exercitarea la nivel corespunzător a misiunilor și atribuțiilor stabilite la nivel central, precum și să consolideze procesul de implementare a politicilor publice de management integrat al frontierei de stat, devenind o entitate modernă, integră și profesionistă. Implementarea proiectului va contribui la optimizarea structurii aparatului central, fortificarea capacităților și funcționalității structurilor de profil, dar și asigurarea unui management eficient. De asemenea, vor fi consolidate capacitățile de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere, la creșterea potențialului de gestionare a sistemului de control a frontierii, iar cheltuielile vor fi optimizate. Factorii ce au impus elaborarea proiectului au reieșit drept urmare evoluției practicilor și proceselor instituționale, care au scos în evidență un șir de disfuncții și nevoie de ajustare. Totodată este de menționat că unele subdiviziuni interne ale inspectoratului nu au suferit schimbări din momentul instituirii acestora sau acestea au fost minime și neesențiale în raport cu nevoile reale, în timp ce volumul de activitate și spectrul de atribuții a crescut semnificativ. În urma celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Borsa, am eliminat punctul 11, deci doamna Nimerenco, punctul 12. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea prin fuziune absorpție a unor instituții de învățământ. Este vorba de fuziunea Centrului de Educație Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii cu Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacalu. La momentul actual, Centrul de Educație Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii este o instituție de învățământ care realizează doar instruirea continuă cu resurse umane titulare insuficient absolut întregului personal medical cu studii medii din Sistemul Național de Sănătate. Totodată este necesar de menționat că instituția dată cu regret nu este autorizată conform legislației, programele sale de studii nu sunt acreditate, ceea ce contravine regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților aprobat prin hotărârea Guvernului 193 din 2017. Menționăm că în centrul acesta de educație medicală continuă se desfășoară instruirea continuă absolută a întregului personal medical cu studii medicale și farmaceutice din instituțiile medico-sanitare publice și cele private din întreaga țară. Practic, calificarea și creșterea abilităților profesionale ale asistenților medicali, felcerilor, felcerilor laboranți, farmaciștilor, depinde de dezvoltarea academică a acestui centru, care, cu regret, nu posedă, după cum am spus, curricule și programe acreditate, de asemenea nu are o bază tehnică materială corespunzătoare și personal didactic suficient pentru a oferi instruirii o altă abordare științifică și contemporană. Astăzi, instituțiile medicale se modernizează în continuu și acest centru trebuie să fie cu un pas înaintea tuturor reformelor și nu în urma lor. Pe de altă parte, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacalu este o instituție de forță, cea mai importantă în educația cadrelor medicale, posedă săli de instruire moderne, dotate cu echipamente de simulare, are un parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Este permisă utilizarea Centrului de Simulări în Medicină a Universității de Medicină, care este cel mai modern de zona Europei de Est. Poate fi utilizată și capacitatea bibliotecilor, inclusiv bibliotecilor digitale și multe are acces la multe alte metode de predare moderne. Curicula de instruire continuă a Centrului de Excelență Raisa Pacalu este acreditată, este evaluată, validată de experți a Organizației Mondiale a Sănătății, facultăților de nursing din Europa. Centrul de Excelență are de asemenea parteneriate de colaborare cu instituții similare din Carolina de Nord, SUA, România, Polonia, etc. Astfel, reieșind din capacitățile potențialului uman și de dotare tehnică a Centrului de Excelență, se propune reorganizarea Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacalu prin fuziune absorpție a Centrului de Educație Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii, ambele instituții de învățământ având competențe de educație medicală continuă.
Fuzionarea dată, drept argument de bază, nu are optimizarea strictă a cheltuielilor financiare, dar îmbunătățirea proceselor educaționale, calitatea instruirii, care stau la baza succeselor reformelor din sistemul medical și calitatea serviciilor medicale, dar și satisfacția pacienților și personalului medical din Republica Moldova. Sub aspect financiar, realizarea prezentei hotărâri nu va necesita cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat, urmează ca procedurile de reorganizare să se deruleze în limita alocațiilor bugetare aprobate anual și absolut niciun cadru din sistemul Centrului de Educație Medicală Continuă nu va fi disponibilizat. Mulțumesc și rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna Nimerenco. Întrebări la acest proiect? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea proiectului? Aprobat. În continuare, doamna Reven. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Guvernului 834 din 2008 cu privire la sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră. Urmarea aprobării acestor modificări, serviciul de eliberare a permiselor de aflare în zona de frontieră va fi modernizat prin digitalizarea acestea. Astfel, cetățenii vor putea depune cererea în format electronic și nu vor mai fi obligați să dețină asupra lor permisele de aflare în zona de frontieră, iar polițiștii de frontieră vor putea verifica existența și valabilitatea actelor respective în regim online. Precizez că, în prezent, cererea se depune exclusiv fizic, doar la subdiviziunile teritoriale Poliției de Frontieră și se eliberează doar pe suport de hârtie. Ori asta ia timp și ocă și alte costuri. Totodată, prin modificările propuse, se urmărește scopul unificării la nivelul sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră a mai multor tipuri de permise, printre care permisul de activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, permisul de acces în zona de frontieră, permisul pentru embarcațiuni și multe altele, eliberate astfel de către instituții, precum și ținerea evidenției exclusiv în format electronic a acestora. Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare în sumă de circa 500.000 lei, care vor fi acoperite din contul bugetului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în limita alocațiilor aprobate deja pentru anul 2022. În urma celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Țurcan. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea punctului 17 din anexa numărul 1 la regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului 125 din anul 2013. Proiectul a fost elaborat în vederea executării prevederii legii 118 din 2022 pentru modificarea unor acte normative în partea ce ține de reglementare posibilității de livrare a actelor de identitate. Proiectul vine să ajusteze cadrul normativ aferent eliberării actelor de identitate și elimină obstacolele în procesul de livrare a acestora prin intermediul Serviciului Guvernamental de Livrare M-Delivery. Astfel, punctul 17 se propune în redacție nouă cu introducerea următoarelor elemente distinctive de precizare. Posibilitatea livrării actelor de identitate prin intermediul acestui serviciu, Serviciul de Guvernamental de Livrare M-Delivery, și modul de păstrare a documentelor referitoare la înmânarea actului de identitate livrat prin intermediul serviciului M-Delivery. Amintim că recent Guvernul a aprobat regulamentul Serviciului Guvernamental de Livrare M-Delivery, iar din 4 iulie curent, acest serviciu a intrat în etapa de testare prin 5 centre multifuncționale ale Agenției Servicii Publice cu posibilitatea livrării pașaportului la orice adresă specificată de solicitantul serviciului, atât în țară cât și peste hotare. În următoarele săptămâni, acest serviciu va deveni disponibil prin toate centrele multifuncționale din țară. Proiectul propus examinării astăzi vine să precizeze modalitatea de livrare și de confirmare a livrării actelor de identitate prin intermediul serviciului M-Delivery, iar implementarea acestuia nu presupune alocarea de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. Țin să le mulțumesc instituțiilor Agenției de Guvernare Electronică și Agenției Servicii Publice pentru colaborarea atât în elaborarea și definitivarea acestui proiect, cât și pentru implementarea acestui serviciu complex, dar atât de așteptat, mai ales de moldovenii din diaspora. Proiectul a fost supus avizării toți subiecții interesați, nefiind prezentate care aveau obiecții din partea instituțiilor avizatoare. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui program? Aprobat.
În continuare, domnul Musteț. Bună dimineața, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind transmiterea unui bun imobil. Proiectul presupune transmiterea cu acordul Consiliului Sătesc Vieșoara, Raionul Iedniț, din proprietatea statului, administrarea ANSA, în proprietatea statului Vieșoara, bunul imobil cu suprafață de 48,6 metri pătrați, situat în Raionul Iedniț, statul Vieșoara. Necesitatea elaborării acestui proiect de hotărâri de guvern rezidă în faptul că bunul respectiv, aflat în administrarea ANSA, pe parcursul mai multor ani, rămâne a fi un activ neutilizat, generând cheltuieli suplimentare pentru menținerea, amenajarea și repararea acestuia. Totodată, drept consecință a neutilizării, precum și datorită influenței factorului natural, are loc deteriorarea și degradarea constantă a bunului supramenționat. Astfel, în contextul celor enunțate, finalitățile urmărite prin elaborarea și aprobarea prezentului proiect sunt scutirea ANSA de întreținerea bunurilor imobile neutilizate, care generează cheltuieli suplimentare pentru menținerea, amenajarea și repararea acestora, transmiterea bunului din administrarea ANSA în proprietatea satului Vișoara în vederea implementării proiectului social Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale pentru Părătorile Social Vulnerabile. Subsecvent, se precizează că prin decizia numărul 2/2 din 7 aprilie, cu privire la acceptarea transmiterii în proprietatea bunului imobil, Consiliul Sătesc Vieșoara și-a exprimat acceptul în vederea recepționării în proprietate și administrare a bunului indicat în proiectul de act normativ. Implementarea prezentei hotărâri nu va implica cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Concomitent, în conformitate cu procedurile stabilite, a fost asigurată avizarea proiectului cu autoritățile competente. Reșit din cele expuse, propus ținerea proiectului de act. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Musteaț. Colegi, întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Gaibu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului numărul 161 din 2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice. Proiectul de hotărâre a fost elaborat în vederea administrării eficiente din partea statului a terenurilor proprietate publică și desemnării autorității care administrează terenurile în cauză, precum și în temeiul articolului 7, aliniatul 3, litera F, prim, din legea numărul 121-2007, privind administrarea și dietetizarea proprietății publice, care stabilește că administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea lor în locațiune arendă, este competența Agenției Proprietății Publice. Astfel, proiectul prevede completarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice cu două terenuri amplasate în raionul Cahul, satul Giugiuleș, cu suprafață totală de 55,23 hectare, destinate activității Portului Internațional Liber Giugiulești. Menționez că terenurile precitate în anul 2005, în baza contractului între Guvernul Republicii Moldova și Azetrans, au fost transmise către Danup Logistic, pe un termen de 99 de ani, pentru asigurarea funcționării Portului Internațional Liber Giugiulești. Conform celor enunțate, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Borosan. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind autorizarea emițătoarelor și coordonarea frecvențelor radio atribuite serviciilor din domeniul aviației civile. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul actualizării cadrului normativ cu privire la procedura și actele normative aplicabile procesului de înregistrare a emițătoarelor radio, inclusiv prevederi ce țin de emiterea, modificarea, anularea autorizațiilor de exploatare și utilizare a emițătoarelor radio. Proiectul are ca scop reglementarea condițiilor și a modului de acordare a autorizațiilor de exploatare a emițătoarelor radio care funcționează în benzile de frecvențe atribuite serviciilor din domeniul aviației civile, precum și a autorizațiilor de utilizare a frecvențelor aeronautice. Complementar, prin acest proiect se aduce în concordanță prevederile codului aerian numărul 301 din 2017 cu legea comunicațiilor electronice numărul 241/2007 și cu procedura de emitere a autorizațiilor de exploatare, utilizare a emițătoarelor radio conform prevederilor legii numărul 160/2011 privind reglementarea prin autorizarea activității de întreprinzător.
Aspectul inovativ al proiectului îl constituie prezența reglementărilor, procedurilor specifice cu privire la managementul frecvențelor radio, coordonarea frecvențelor atribuite serviciilor, cât și ajustarea termenilor de valabilitate aplicabile acestor tipuri de autorizații, fiind reglementate pentru emițătoarele radio instalate și utilizate la bordul aeronavelor, conexiunea logică între termenul de valabilitate a autorizației și termenul de valabilitate a certificatului de navigabilitate. Autorizația de exploatare, utilizarea emițătoarelor radio la sol fiind emisă într-o perioadă nelimitată. Subsecvent, proiectul prezentat spre aprobare vine să integreze proceduri specifice cu privire la managementul frecvențelor radio atribuite serviciilor din domeniul aviației civile pe teritoriul și în spațiul aerian al Republicii Moldova, prevederi aplicabile la nivelul statelor membre ale Organizației Aviației Civile Internaționale. Totodată menționăm că implementarea prevederilor proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat. Proiectul a fost supus procedurii de avizare la toate instituțiile interesate, fiind luate în considerație obiecțiile și propunerile parvenite. În temeiul celor expuse, solicităm respectuos susținerea și aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Întrebări, colegi? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domn Budeanschi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea regulamentului de activitate al Consiliului de Supraveghere Publică a Auditului, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 807 din 2018. Scopul principal al hotărârii, al proiectului, constituie fortificarea capacității de supraveghere a Consiliului de Supraveghere Publică a Auditului prin modificarea componenței Comisiei de Concurs din cadrul Consiliului, care prevede completarea comisiei de concurs cu un membru al comitetului, prin ajustarea criteriilor de desemnare a membrilor Comitetului de Supraveghere Auditului, astfel reprezentantul mediului de afaceri urmează a fi susținut de cel puțin 10 entități supuse auditului obligatoriu, și prin simplificarea angajării specialiștilor privind controlul extern al calității auditului, prin diminuarea experienței în domeniul auditului de la 5 la 2 ani. Ținând cont de cele menționate, vă rog să susțineți proiectul. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domn Budeanschi. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Vă mulțumesc. Înainte de a trece la o serie de avize pe care le avem, am trecut de punctul 13. Doamna Nimerenco, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 586 din 2017 pentru aprobarea regulamentului privind modul de ținere a registrului medical. Scopul acestui proiect este să reglementeze utilizarea sistemului elaborat, inclusiv utilizarea produselor M-Notify și M-Connect, în vederea asigurării transmiterii de date, interoperabilității între sisteme și notificării femeilor și instituțiilor medicale despre necesitatea prezentării la screeningul cervical, cât și despre rezultatele lui. Sistemul informațional Registrul Screeningului Cervical va permite identificarea femeilor eligibile pentru screening de col uterin și notificarea lor automată cu privire la necesitatea testării, tratamentului și a rezultatelor investigațiilor. La fel, sistemul va oferi suport medicilor pentru monitorizarea pacientelor, în special a celor depistate cu stări precanceroase și cancer cervical. Registrul va facilita procesul de evidență, schimbul de date între medicii de familie, medicii ginecologi, colposcopiști, citologi, histopatologi implicați în prestarea serviciilor de screening cervical necesare pentru diagnosticare, tratament și supraveghere pacientelor. În Republica Moldova, spre informarea dumneavoastră, anual sunt diagnosticate cu stări precanceroase a colului uterin 600-700 de femei, iar cu cancer cervical 300-350. Sistemul informațional, Registrul Screeningului Cervical, este implementat în cadrul proiectului Prevenirea Cancerului de Col Uterin în Republica Moldova, finanțat de Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Populație, UNFPA, și Agenției Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, și are ca scop depistarea femeilor la timp oportun, potrivit, și de asemenea includerea lor în tratament cât mai rapid. În acest context, rog susținerea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului prezentat. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat! În continuare, trecem la avize la inițiative legislative. Începem cu domnul Cușcă.
Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul avizului Guvernului la proiectul de lege privind la modificarea și completarea legii Fondului de Susținere Socială a Populației, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 234 din 10 iunie 2022. Potrivit notei informative, prin proiect se propune efectuarea transferurilor lunare de către bănci în mărime de 50% din venitul net al acestora în Fondul de Susținere a Populației. Vreau să menționez că, în conformitate cu legea cu privire la actele normative, elaborarea proiectului de lege necesită fi precedată de efectuarea analizelor economice în scopul fundamentării necesității ministerii elaborării actului normativ respectiv. Totodată, proiectul conține unele carențe de tehnică legislativă și nerespectarea rigorilor legale cu privire la intrarea în vigoare a actului normativ. Subsidiar, țin să menționez că proiectul examinat are impact asupra activității de întreprinzător și urmează a fi efectuată analiza de impact în conformitate cu legislația în vigoare și metodologie de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectului actului normativ. Vreau să mă informez că acum recent în Parlament a fost adoptat în două lecturi modificări la legea fondului și noi am dat posibilitate ca partenerii donatori să vină cu donații, transferuri și cu granturi în fond pentru ca să putem implementa diferite măsuri de protecție socială. Ieșind din cele menționate, Guvernul este privat de susținerea acestui proiect de inițiativă legislativă. Mulțumesc! Rog susținerea avizului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Budeanschi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei numărul 2 la titlul 4 din codul fiscal numărul 1163 din 1997, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 32 din 8 februarie 2022. Proiectul de lege are drept scop operarea modificărilor în tabelul numărul 3 din anexa numărul 2 al titlului 4 din codul fiscal și prevede facilitarea accesului agricultorilor la tehnica agricolă prin excluderea accizei la importul tractoarelor. Actualmente, în conform legislației în vigoare, tractoarele clasificate la pozițiile tarifare 1170 100 20 870 130 00 870 191 900 870 192 900 870 193 900 870 194 900 870 195 900 importante în Republica Moldova, cu terminul de exploatare de până la 12 ani sunt scutite de plata accizei, cele de la 13 la 15 ani sunt supuse unei accize de 10 lei pe centimetru cub, cele de la 16 la 18 ani 20 de lei și cele de la 19 peste 19 ani la 60 de lei pe centimetru cub. De asemenea, tractoarele clasificate la pozițiile tarifare 870-191-100, 870-192-100, 870-193-100, 870-194-100 și 870-195-100, de asemenea, cu terminul de exploatare de până la 20 de ani, sunt scutite de plata accizei, iar cele de peste 21 de ani, sau cele de la 21 de ani la 23 de ani, sunt supuse unei accize de 10 lei, cele de pe centimetru cub, cele de la 24 la 26, 20 de lei pe centimetru cub și peste 27 de ani, 60 de lei pe centimetru cub. Deci se propune anularea acestor accize. Astfel, propunem susținerea acestei inițiative legislative și solicit respectuos aprobarea avizului prezentat. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Litvinec. Stimată doamnă prim-ministru, prezint atenției noastre un aviz la un proiect de lege pentru modificarea codului contravențional. Scopul declarat al proiectului este înăsprirea pedepsei pentru înjurie și calomnie, reglementate în articolul 69-70 din codul contravențional, în vederea protejării demnității și onoarei persoane care au fost prejudiciați moral în cazul constatării injurii și calomniei. Deci asta este propunerea autorilor. Noi în
proiectul avizului guvernului. Considerăm că inițiativa dată este inoportună, pentru că inițiativa de majorare a cuantumului sancțiunilor pentru înjurii și calomnii urmează a fi tratată cu maximă atenție, fundamentată suplimentar în baza unor studii, luând în calcul principiul proporționalității între gradul de pericol social al faptei, precum și abordările Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa privind dezincriminarea calomniei. Deci, guvernul consideră inoportună abordarea care este propusă de autorii inițiativei. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Cușcă. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție din această proiect hotărârii guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea legii privind la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj numărul 5 din 2018, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 244 din 17 iunie 2022, prin care se propun măsuri de stimulare a angajării în câmpul muncii a persoanelor în vârstă de peste 50 de ani și peste. Ministerele responsabile, în procesul de avizare a proiectului de lege, au reiterat că în legislația în vigoare există deja prevederi și mecanisme de stimulare a angajării în câmpul muncii a șomerilor din categoriile persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii, inclusiv a persoanelor în vârstă de 50 de ani și peste, și aceste măsuri sunt stabilite în legea 105 cu privire la ocuparea forței de muncă și în hotărârea Guvernului 1276, care asigură mecanismul de implementare acestei legi. Concret, articolul 36 din legea 105 prevede că angajatorul care angajează pe perioadă nedeterminată sau determinată cu o durată de cel puțin 12 luni șomeri din categoriile persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii, printre care se regăsesc și persoanele în vârstă, direcționați de către subviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, primesc subvenții lunare în sumă egală de 80% din cuantumul salariului angajatului, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru o perioadă de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat. Reșind din cele menționate, Guvernul nu susține proiectul de lege, întrucât considerăm inutil dublarea măsurilor și programelor deja existente în legislație, care vor atrage după sine și cheltuieli suplimentare de mijloace financiare de la bugetul de stat, ceea ce este dificil de identificat în condiții în care statul deja este angajat în mai multe măsuri și programe de stimulare a ocupării în câmpul muncii și programe de protecție socială. Reșind din cele menționate, rog susținerea avizului menționat. Mulțumesc! Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Litvinenko, vă rog. L-am omis. Da, asta 24. În continuare, domnul Borusan, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului, propunem atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, inițiativă legislativă numărul 180 din 12 mai 2022. Modificările propuse la legea numărul 591 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale au ca scop concretizarea obiectivelor ce pot fi construite în spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, introducerea prevederilor care stabilesc că construcțiile capitale deja existente în procesul de reconstrucție nu trebuie să depășească parametrii inițiali ai construcțiilor respective pe lungime, lățime și înălțime, inclusiv instituirea obligativității consultării proiectelor de construcție în spațiile verzi cu populația și organizațiile obștești specializate în domeniul mediului și a altor prevederi care conduc la îmbunătățirea cadrului normativ pentru domeniul spațiilor verzi urbane și rurale. Prin avizul unic, Guvernul nu susține inițiativa din următoarele considerente. Se recomandă reexaminarea prevederilor proiectului prin ajustarea terminologiei utilizate în proiect, și anume cea de obiective de menire socială-economică cu cea prevăzută în legea numărul 591, obiective pentru activități economico-sociale,
pentru a nu crea practici de interpretare diferite a sensului normelor. Se propune în scopul evitării eventualelor ambiguități în procesul de autorizare a construcțiilor obiectivelor de menire social-culturală, care se permit pe teritoriul spațiilor verzi, completarea legii cu noțiuni și definiții suplimentare privind definirea următoarelor obiective: teatru de vară, muzeu sub cerul deschis, construcții pentru muzei sub cerul deschis, spațiu pentru desfășurarea concertelor, obiect al patrimoniului cultural, obiectiv de construcție capitală. Totodată, textul construcțiile pentru muzee sub cerul deschis necesită a fi corelat cu prevederile legii muzeilor, numărul 262/2017. Se recomandă definirea unor categorii de spații verzi din clasificarea acestora, prevăzută în articolul 16 din legea 591, cum ar fi spații verzi de pe lângă locuințe, plantații pentru consolidarea terenurilor, plantații de protecție a surselor de apă, plantații de protecție contra incendiilor. Se atrage atenția asupra faptului că pe lângă obiectele de menire social-culturală se înscriu și alte obiective compatibile cu spațiile verzi, care sunt necesare pentru funcționarea acestora, spre exemplu, obiective sanitar-igienice, cum ar fi WC-uri publice și tehnice, depozitare, inventar de întreținere, pereți de sprijin în cazul organizării unor spații verzi pe relief complicat, scări, alei, havuzuri și fântâni decorative, compoziții arhitecturale de amenajare. Un exemplu ar fi și scara cascadelor cu rotondă din Parcul Valea Morilor în municipiul Chișinău, care intră în categoria construcțiilor capitale. În acest sens, necesită a fi reexaminată redacția propusă în aliniatul 1 prin prisma celor invocate. Se propune completarea legii cu prevederi privind conservarea, restaurarea, reabilitarea construcțiilor capitale amplasate pe teritoriul spațiilor verzi cu statut de monument, înscrise în registrele patrimoniului național, construit sau natural. Se proiectează, se autorizează și se execută în conformitate cu legislația din domeniul ocrotirii monumentelor și privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Această propunere de completare este argumentată prin faptul că printre categoriile de spații verzi enumerate în legea 591 se regăsește spații verzi care dețin statut de monument, fiind înscrise în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin hotărârea Parlamentului 1531/1993, precum și în anexele la legea 1538 privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Respectiv, considerăm oportună stabilirea unei prevederi care să reglementeze clar condițiile de autorizare și executare a lucrărilor pentru spațiile verzi protejate de stat ca bunuri de patrimoniu cultural și sau natural. Se consideră oportun de a preciza pe care dintre teritoriile spațiilor verzi pot fi amplasate obiectivele compatibile cu destinația spațiilor verzi și de a completa cu prevederi referitor la obligația autorităților publice locale de reevaluare, inventariere, stabilire și delimitare a hotarilor tuturor spațiilor verzi. În contextul celor expuse, se consideră oportună elaborarea unui nou proiect de lege cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, ținând cont de propunerile menționate în avizul unic, pentru asigurarea unui caracter unitar al actului normativ respectiv. În temeiul celor expuse, rugăm susținerea și aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Continuați, domnul profesor. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative. Inițiativa legislativă numărul 212 din 2 iunie 2022. Potrivit modificărilor propuse la legea numărul 174/2017 cu privire la energetică și legea numărul 139/2018 cu privire la eficiența energetică, care au ca scop dizolvarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și transferul competențelor acesteia către o subdiviziune specializată în cadrul organului central de specialitate din domeniul energetic, astăzi Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și transmiterea integrală a patrimoniului și disponibilizarea angajaților agenției în conformitate cu legislația în vigoare. Conform celor indicate de autor, drept condiție ce a impus elaborarea proiectului în cauză constituie disfuncționalitatea și ineficiența managerială a ANRE în raport cu atribuțiile sale de reglementare și de monitorizare activităților din sectoarele energetice. Astfel, prin avizul unic, Guvernul
nu susține inițiativa legislativă propusă din următoarele considerente. În anul 2009, Republica Moldova a aderat la Tratatul de Constituire a Comunității Energetice. Totodată a fost transpus pachetul energetic 3 al Uniunii Europene, care are scopul de a liberaliza și integra piețele energetice europene. Acest pachet legislativ urmărește aspectele importante ce vizează independența autorităților de reglementare în energetică, totodată indicând expres că fiecare stat desemnează o singură autoritate de reglementare la nivel național. Potrivit prevederilor cadrului juridic transpus, statele, membre, iar în cazul țării noastre, părțile contractante la tratat, garantează independența autorităților de reglementare și se asigură că aceasta își exercită competențele în mod imparțial și transparent și pot lua decizii autonome, independent de orice alt organism politic. Au alocări bugetare anuale separate, cu autonomie în execuția bugetului alocat. Dispun de resurse umane și financiare necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor. Adițional, acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în titlul 5, comerț și aspecte legate de comerț, stabilește că, în conformitate cu Directiva 2003/55 și cu Directiva 2003/54, o autoritate de reglementare în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice este distinctă din punct de vedere juridic și independentă din punct de vedere funcțional de orice altă entitate publică sau privată și dispune de competențe suficiente pentru a asigura o concurență efectivă și funcționare eficientă a pieței. Totodată, propunerea de a transmite atribuțiile ANRE în competența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vine în contradicție cu normele stabilite în legea numărul 98/2012 cu privire la administrația publică centrală de specialitate, potrivit căreia ministerele sunt organe centrale de specialitate ale statului care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate care le sunt încredințate. Acestea se organizează și funcționează numai în subordinea Guvernului, potrivit prevederilor Constituției Republicii Moldova, ale legii cu privire la Guvern și ale legii privind administrația publică centrală de specialitate. Mai mult ca atât, un punct esențial din chestionarul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană constituie independența autorității de reglementare în energetică, precum și garanțiile independenței acesteia. Proiectul este insuficient fundamentat din punct de vedere economic, susținut prin evaluări independente realizate inclusiv cu implicarea experților din cadrul organizațiilor internaționale competente, Secretariatul Comunității Energetice și Comisiei Europene. Se constată că prevederile proiectului de lege supus avizării încalcă direct prevederile acquis-ului comunitar în domeniul energetic, care expres stabilește că autoritățile de reglementare sunt distincte din punct de vedere juridic și independent din punct de vedere funcțional de orice altă entitate publică sau privată. În temeiul celor expuse, solicităm respectuos susținerea dumneavoastră pentru aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Și ultimul aviz, domnul Cușcă. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul avizului Guvernului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din legea 1432 privind modul de stabilire și examinare a salariului minim, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 209 din 31 mai 2022. Din nota informativă la proiect, proiectul a fost elaborat în scopul stabilirii salariului minim la nivelul ce nu va fi mai mic decât minimul de existență. În principiul, ministerele care au participat la procesul de avizare susțin această inițiativă legislativă. Totodată venim cu unele propuneri de îmbunătățire și recomandăm completarea alineatului nou propus 3 prim de la articolul 3 din legea 1432, cu precizarea dacă mărimea minimului de existență se referă la ultimele date disponibile privind valoarea medie anuală calculată, total pe populație sau populația aptă de muncă, iarăși total pe țară, ori dacă acest indicator se referă la valoarea medie pentru semestrul 2 al anului
pentru aceleași categorii de populație. Totodată, ținem să menționăm de asemenea că sursa datelor pentru calcularea minimului de existență este cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice, ale căror rezultate sunt disponibile la sfârșitul trimestrului 1 după anul de referință. Având în vedere cele menționate, rugăm susținerea proiectului avizului. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestui aviz? Colegi, în lumina faptului că orice modificări la hotărârea Guvernului pentru aprobarea documentului unic de program vor trebui să treacă din nou procesul de avizare, eu propun ca să nu ținem toate celelalte proiecte, să reincludem în ordinea de zi aprobarea documentului unic de program și toate erorile tehnice, inclusiv cele despre care ați vorbit, doamna Vlah, să le discutăm suplimentar și facem un amendament, ca să nu ținem celelalte programe, că oricum va trebui de trecut toată procedura. De aceea eu aș vrea să vă rog să reintroducem în ordinea de zi punctul 3 cu hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea documentului unic de program. Cine este pentru? Rog să votăm. Și vă rog, domnul Borosan, să prezentați și să aprobăm. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului numărul 23 din 2022 cu privire la aprobarea documentului unic de program pentru anii 2022-2024. Proiectul de hotărâre a fost elaborat în temeiul prevederilor legii 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și legea numărul 27/2022 privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. În contextul realizării programului național Satul European, proiectul prevede completarea documentului unic de program pentru anii 2022-2024 cu anexă nouă, care constituie lista proiectelor prioritare de dezvoltare locală pentru finanțarea din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Menționăm că în luna martie curent, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale a dispus organizarea concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare locală. În procesul desfășurării concursului, până la data de 20 aprilie 2022, au fost înregistrate 728 dosare cu valoare totală de peste 3 miliarde lei, inclusiv cu solicitarea de finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală în sumă de circa 2,8 miliarde lei. Ca rezultat al desfășurării concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare locală, au fost selectate 492 de propuneri de proiecte pentru a fi incluse în documentul unic de program pentru anii 2022-2024, cu suma totală de circa 2 miliarde lei. Totodată este dimensionat că formarea listei proiectelor prioritare a fost precedată de activitatea unui grup de experți independenți contractați prin intermediul partenerilor de dezvoltare, precum și a Comisiei de Evaluare, care a oferit punctajul respectiv în baza raportului de expertiză și a nivelului de pregătire a documentației tehnice. Subsecvent, având drept temei prevederile hotărârii Guvernului numărul 172/2022 pentru aprobarea regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale, prin decizia numărul 11/2022 din 8 iulie 2022, Consiliul a avizat lista proiectelor de dezvoltare locală propuse pentru a fi incluse în documentul unic de program, care, în baza articolului 10, alinea 2 al legii 438/2006, se prezintă a fi aprobată prin hotărâre de guvern. După aprobarea proiectului, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală va iniția procedura de semnare a contractelor de finanțare cu administrațiile publice locale ale căror proiecte au fost incluse în lista proiectelor prioritare de dezvoltare locală pentru finanțare din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, anexa 2 la documentul unic de program.
pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare regională incluse în documentul unic de program pentru anii 2022-2024, se vor utiliza mijloacele financiare alocate Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, prevăzute în legea anuală a bugetului de stat, mijloacele financiare alocate din surse externe și bugetele autorităților publice locale și alte surse neinterzise de lege. În temeiul celor expuse, rugăm susținerea dumneavoastră și aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Doamna Vlah, vă rog. Я думаю, что для моих вопросов не нужно дополнительного заседания, можно получить ответ сегодня. Почему не опубликовывается протокол и будет ли он опубликован, чтобы знали все мэры? Потому что вы сейчас подтвердили, что более 700 проектов, а подтвердилось только 400. Это первый вопрос. Стимате, домный губернатор, официал национал пентру дезвольта регионалы va comunica fiecare autorități publice locale care nu a fost inclusă în lista proiectului prioritare și care nu a fost acceptată pentru finanțare, motivele care au stat la baza neacceptării, precum și va oferi suportul, asistența necesară pentru îmbunătățirea proiectelor, pentru a fi eligibile pentru următoarele apeluri de propuneri de proiecte. Я вчера собирала примаров Четырлунского района и проекты тех примарий, которые не попали, я им задавала вопросы. С вами кто-то связывался, вам объяснили, никто не в курсе, почему их проекты не попали. Вы перепроверьте у своих сотрудников, но я все-таки настаиваю на том, чтобы вы опубликовали. Я не знаю, в чем секрет, почему мы должны прятать, каков результат, сколько баллов набрал каждый проект. Мне кажется, мы должны быть максимально транспарентны. И нет ничего проблематичного в том, что будут опубликованы результаты каждого проекта. И пусть примары работают над собой, если действительно с их стороны были нехорошо подготовлены проекты. А может быть, есть какие-то другие причины. И второй вопрос. Наверняка вы уже подумали, и тоже откладывать нет смысла ответа на этот вопрос. Разница по поданной сумме и по утвержденной сумме. Как видит министерство решение этого вопроса? Что должна делать примария, если их проект стоит, допустим, 10 миллионов, мы им утверждаем, допустим, 8 миллионов? Домба Русан Варог. Стимата дамна губернатор, конформитате ку кондициле апелулу де пропунер де проекте, au fost anunțate cheltuielile care sunt eligibile în cadrul programului Satul European și sumele aprobate spre finanțare care au fost comunicate autorităților locale reprezintă acele valori financiare care sunt eligibile spre finanțare. Deci diferența dintre suma proiectului cu care a aplicat primăria și suma aprobată acum prin documentul unic de program ține de eligibilitatea cheltuielilor care pot fi incluse într-un proiect. Dar, oricum, noi trebuie să ne gândim care sunt soluțiile pentru acele localități care nu au venituri proprii, dar într-un proiect general sunt cheltuieli care nu sunt eligibile. Trebuie să vedem care sunt alternativele disponibile, pentru că altfel n-are rost aprobarea pe jumătate a proiectului. Haideți să vedem poate cu ajutorul donatorilor sau prin alte modalități am putea să ajutăm. Dar eu sunt de acord, doamna Vlah, deci eu vă rog să comunicăm foarte clar și transparent pe acest proiect. Într-adevăr, foarte multă lume așteaptă aceste proiecte. De aceea și am decis că nu trebuie să așteptăm. Înțeleg că foarte multă lume este gata cu lansarea achizițiilor. Dar iată aceste subiecte, anumite erori tehnice sau acolo unde sunt cazuri izolate, unde localitatea a prioritizat alt proiect și din anumite motive. Este un proiect foarte mare, într-adevăr se pot strecura și anumite erori, dar înțeleg că aici nu este vorba despre eroare în privința proiectelor despre care vorbiți, doamna Vlah, dar eligibilitate. Noi vom lucra cu partenerii externi ca să susțină și celelalte proiecte și să poate să susțină aceste cheltuieli neeligibile. Dar haideți să comunicăm foarte clar ca să știe toată lumea ce are de făcut. De acord? Doamna Nimerenko, vreau. Doamna prim-ministru, mulțumesc. Eu vreau să utilizez această discuție la acest subiect și să anunț primarii, în special, că
centrele de sănătate, deci îmbunătățirea infrastructurii centrelor de sănătate pentru care dumnealor sunt responsabili, deoarece ei sunt fondatori, autoritățile publice locale sunt fondatori la aceste centre, de asemenea sunt eligibile pentru acest proiect și noi am trimis circulare, note informative în teritoriile rurale, astfel dorim să încurajăm pentru următorul proiect, practic au fost depuse foarte puține proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii și dorim să anunțăm primarii să fie mai să fie încurajați pentru a depune în următoarea etapă proiecte și pentru centrele de sănătate din localitățile rurale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nimerenco. Într-adevăr, anul ăsta era foarte important să avem proiecte de eficiență energetică, dar este importantă infrastructura în localități, în toate domeniile și anume de asta a fost și conceput acest program cu o finanțare atât de mare pentru lucrările în localități. Și vom continua să dăm resurse pentru îmbunătățirea condițiilor de infrastructură și condițiilor de viață în localități. Mai sunt careva întrebări sau comentarii? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat și felicitări tuturor primarilor care au muncit, au depus propunerile de proiect. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat la procesarea acestui volum foarte mare de informații și spor la muncă în realizarea acestor proiecte. Haideți să ne grăbim pentru să realizăm și să executăm cât mai mult din buget pentru anul acesta, dar vom aloca resurse și anul viitor pentru finalizarea proiectelor care nu pot fi finalizate anul acesta. Și în același timp, încă o dată solicit comunicare și domnul Udrea să discutăm și domnul Budeanski să discutăm și cu partenerii externi, acolo unde am putea suplimenta proiectele sau unde anumite proiecte mari ar putea fi preluate de partenerii noștri de dezvoltare. Vă mulțumesc și aici încheiem ședința Guvernului.